Cupa ASPR se organizează anual, iar obiectivele principale ale competiției sportive sunt promovarea modului sănătos de viață, dezvoltarea aptitudinilor fizice ale militarilor și dezvoltarea spiritului de echipă. Cei 150 de pompieri, membri ai echipelor de fotbal din cele 13 județe, care sunt calificate în competiție, se vor lupta timp de 3 zile la Deva pentru câștigarea titlului de campioni naționali la mini-fotbal, ediția 2023. Cupa ASPR se organizează anual, iar obiectivele principale ale competiției sportive sunt promovarea modului sănătos de viață, dezvoltarea aptitudinilor fizice ale militarilor și dezvoltarea spiritului de echipă. Cei 150 de pompieri, membri ai echipelor de fotbal din cele 13 județe calificate în finala competiției, se vor lupta timp de 3 zile la Deva pentru câștigarea titlului de campioni naționali la mini-fotbal, ediția 2023.